Polițiștii de frontieră Rădeni au depistat 18 cetățeni din diverse state care au încercat să treacă ilegal frontiera în Ungaria, ascunși într-un tir respectiv pe la zona verde. În data de 16 martie, în jurul orei 4, la punctul de trecere a frontierei Nădlac, s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de frontieră pe sensul de ieșire din țară un cetățean turc aflat la volanul unui ansamblu rutier înmatriculat în Polonia. Șoferul transporta, conform documentelor de însoțire a mărfii, băuturi răcoritoare pentru o societate comercială din Polonia. În urma efectuării controlului amănunțit al mijlocului de transport, au fost descoperiți ascunși în semiremorcă printre bunurile transportate 14 cetățeni străini. Persoanele au fost preluate și transportate la sediul Sectorului pentru Cercetări, unde în urma verificărilor polițiștii de frontieră au stabilit că sunt cetățeni din Siria, Iran, Irak și Turcia, unii dintre aceștia fiind intrați legal, iar alții fiind de solicitanți de azil în România. De asemenea, colegii noștri din cadrul Sectorului Poliție de Frontieră al a au observat în timpul executării misiunilor specifice de supraveghere a frontierei de stat, în apropierea liniei de frontieră, un grup de persoane care se deplasa pe jos pe direcția statului vecin. S-a procedat la deplasarea către locul unde se aflau persoanele și interceptarea acestora. Întrucât nu justificau prezența în zonă, au fost conduse la sediul instituției pentru efectuarea unor verificări unde s-a stabilit că este vorba despre patru cetățeni din Siria, Lanka, Pakistan și Nepal, intrați legal în România. Având în vedere aspectele constatate, polițiștii de frontieră au demarat cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de trafic de migranți pentru șofer și tentativă de trecere frauduloasă a frontierei de stat pentru cetățenii depistați ascunși în mijlocul de transport respectiv pe jos, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale care se impun, transmit reprezentanții Poliției de Frontieră.